Ștefan și bine m-am gândit la un nou episod, astăzi mergem la cauza de alături de iar Nicu, care nu prea se vede. Că e foarte uite, acum văd că sunt în umbră. Și mulțumesc pentru cei 11 abonați, chiar mă bucur. Ha ha ha, când tu când ai făcut 3 abonați, ai... Nu râde asta, vrei să spun de ce? De ce râzi? Nu să spun eu ție. Nu spune nimic. Tu... Eu mereu râd de tine că spui, mergem din nou acolo și acolo și acolo. Da, știu. De asta mă enervează și de asta râd. Fiindcă nu am ce vloguri să fac acasă. Și îmi spuneți voi în comentarii ce vloguri să fac eu acasă, că habar nu am. Și uite, fac cu Nicu, că suntem doi. O să fac o dată Whisper Challenge. Nicu ascultă melodie. Ok. Bă, am și o întrebare. Ce înseamnă Bobby Beach? Motherfucker Beach? Bobby Beach! Zice Motherfucker Beach, nu Bobby Beach, dracu. Ba ce da, are? Uite, da, tu nu. Ia. Stai așa. Curvărea în engleză, prost. Bă, a spus o prostie Nicu acum. Ești prost. Scuzați-mă! Bă, sper că nu iau hate. Se pare că da, de la mine. Da, dar de la tine. Aha. Ok. La 50 de abonați fac turul camerei. Nu ca la ăsta la 8 abonați turul camerei. Da, și ce? Poți face turul camerei la, ce, la câte abonați vrei. Da, da, dar așa când ai abonați puțin e nasol. Și ce? Vrei mai mult, sunt mai curioși. Și ce? Da, bă, de parcă tu ai foarte mult, ai 45, adică eu nu zic că eu nu am, eu nu zic că am foarte, foarte mult, dar na. Ok, acum mergem la Kaufland, o să fac Whisper Challenge când ajung acasă. Cu cine faci Whisper Challenge? Ah, pardon, nu vezi? Cu un prieten de-al meu. Prank, mă, sau Whisper Challenge? Whisper Challenge. Whisper Challenge ăla cu căștile. Știu. Cu cine faci? Cu Dennis, un prieten. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!